Salutare oamenii mei și bine v-am găsit la un nou vlog. Astăzi vorbim despre reîncărcarea cu carbohidrați. Ce înseamnă, cum se face, de ce se face și motivele pentru care trebuie să faceți reîncărcarea cu carbohidrați. În primul rând, ce este reîncărcarea cu carbohidrați? Păi, atunci când sunteți într-un deficit caloric, corpul este obosit. Are nevoie de carbohidrați. O să observați că ușor vă desumflați. O să eliminați apa, glicogenul din mușchi și astfel o să vă simțiți mult mai plați. Ideea este că la început o să vă speriați, nu știți ce se întâmplă, la un moment dat o să vă reveniți, dar în acel moment ar trebui să faceți această reîncărcare cu carbohidrați, adică refeed day. În ce constă acest refeed day? Ar trebui să vă măriți caloriile, dar într-un mod în care nu l-ați mai făcut până acum, doar din carbohidrați. De exemplu, din 3200 de calorii, eu am mâncat aproximativ 510 grame de carbohidrați. Bă, ce? Au venit tancurile aici să nu vreau. Așa, din cele 3200 de calorii pe care le-am mâncat în acest refeed day, aproximativ 2000 de calorii au fost reprezentate de către carbohidrați, deoarece știm foarte bine că 4 calorii sunt reprezentate de 1 gram de carbohidrat, 4 calorii sunt reprezentate de către 1 gram de proteină și 9 calorii sunt reprezentate de 1 gram de grăsimi, fiind cele mai dense în calorii. Am ales să fac acest refeed day acum 2 zile, o să vedeți mai exact la sfârșitul clipului ce am mâncat, vă arăt toate mesele pe care le-am avut. Ideea este că m-am simțit foarte bine după acest refeed day, am avut mult mai multă putere în zilele care au urmat, m-am simțit mult mai full, am simțit cum mușchii au fost iar satisfăcuți cu glicogen. Și nu am mai fost atât de plat dimineața când m-am trezit, adică mă trezeam dimineața și eram destul de plat, mă uitam în oglindă și eram ceva de genul, wow, slăbesc prea repede, trebuie să fac ceva. Și doar atunci, practic, ar trebui să luați acel refeed day. Nu să țineți o săptămână de dietă și după o săptămână de dietă să spuneți, a, gata, trebuie să fac reîncărcarea cu carbohidrați deoarece am ținut o săptămână de dietă. Nu, la mine a trecut aproximativ 8 săptămâni de când sunt la dietă și am slăbit cam 5 kg. Deci e ceva. De asemenea, mușchii erau mult mai vizibili, eram mult mai vascularizat după refeed day. Aveam probleme la împinsul la piept, adică bench press. Nu mai aveam aceeași putere, scăzusem cu 2 repetări. Și oameni buni, reîncărcarea cu carbohidrați se poate face în 2 feluri. Și anume, puteți face ca mine, o singură dată, pe săptămână sau la 2 săptămâni, acum depinde de cât de avansat sunteți în dietă. Dacă sunteți ca mine la început, faceți această reîncărcare cu carbohidrați când simțiți că aveți nevoie de ea. Dar dacă nu sunteți atât de deep în această dietă, în dieta pe care o aveți, nu faceți. Cu cât sunteți mai deep în această dietă, cu atât trebuie să faceți mai des această reîncărcare cu carbohidrați. Se poate face o dată. Reîncărcarea o dată pe săptămână, mâncați de exemplu 500 de grame, 600 de grame de carbohidrați, depinde cât are nevoie corpul vostru, sau puteți să o faceți o dată la 2 săptămâni, de 2 ori. De exemplu, 2 săptămâni țineți dietă și 2 zile, sâmbătă și duminică, faceți reîncărcarea cu carbohidrați, cum ați fi făcut-o doar într-o zi. Să trecem acum la beneficii, că asta cred că ați așteptat. Primul beneficiu este reîncărcarea cu glicogen. Când ești la dietă și te antrenezi destul de des, ai antrenamente intense, pierzi glicogenul din mușchi și de asta trebuie să implementezi reîncărcarea cu carbohidrați pentru a readuce glicogenul în mușchi. Și acela este momentul în care te simți slab și la propriu și la figurat. Iar în acea fază eram eu. Eram foarte mort la sală, obosit, aproape non-stop, dormeam 9 ore pe zi, dar tot eram obosit. Am făcut și un deload. Dacă vreți să vedeți un clip în care explic ce este deload-ul, că tot veni vorba, lăsați un like și un comentariu în care îmi spuneți chestia asta. Dacă acest clip strânge peste 1000 de like-uri,
O să fac un clip în care explic ce este deload-ul și cum se face, când trebuie să-l faceți și exact cum să-l faceți. Credeți-mă, știu foarte bine să-l explic. Deci lăsați un like neapărat dacă vreți să vedeți un astfel de clip. Și da, în acea fază eram eu, adică nu mai dădeam același randament, nu mai aveam putere, eram obosit. Ați înțeles ideea. Al doilea beneficiu, după părerea mea, este și cel mental, adică mănânci carbohidrați și într-un fel te împaci cu gândul că nu mai ești la dietă pentru o zi sau două zile și nu mai e stresul acela care, adică te tot presează dieta, trebuie să țin dietă, trebuie să fac cardio, să slăbesc, aoleu, n-am dat jos în kilogram, ce fac, nu știu ce. Efectiv, acest deload vă ajută să luați o pauză de la stresul pe care vi-l cauzează dieta, pentru că știu că vă stresează. Iar al treilea motiv este faptul că corpul vostru intră într-o stare de platou. La ce mă refer prin stare de platou? Se adaptează efectiv la dieta pe care o aveți. Și faptul că tu îi dai carbohidrați foarte mulți dintr-o dată, îi dă o stare de șoc. Îl forțezi să creadă că el nu mai este în acea stare de foame, oferindu-i foarte multe calorii și foarte mulți carbohidrați. El o să zică, wow, ce se întâmplă? De ce îmi dai atâția carbohidrați? Adică până acum am stat la dietă, a trebuit să ardem grăsimi în continuare și tu dintr-o dată nu mai ne ții într-un deficit caloric? Și el o să fie după aceea ceva de genul, ok, văd că nu mai este în deficit, nu mai trebuie să mai ardem atâtea calorii. Haideți să începem să ardem din nou grăsimi. Dar să știți că o singură zi nu este dar să știți că o singură zi nu este de ajuns când intrați în această stare de platou, credeți-mă. Adică ar fi nevoie de 2, 3 sau chiar 4 zile pentru ca el să spună ok, gata, este deja prea multă mâncare, haideți să începem să ardem iarăși grăsimile. Credeți-mă, când intrați în această stare de platou, este oribil, adică nu mai ardeți grăsimi deloc, vă frustrați, de ce nu scad în greutate, este foarte nașpa, credeți-mă, am trecut printr-o stare de platou și nu vă recomand. Dar asta se întâmplă când țineți foarte mult dietă, iar corpul se adaptează la această stare. Se adaptează la orice, nu neapărat la dietă sau la deficit caloric. Trebuie să schimbați mereu și la antrenamente se adaptează, dar asta trebuie să îl stimulați altfel, să creșteți numărul de repetări sau să creșteți greutatea, progressive overload, mă rog, intrăm în alte chestii și iar mă abat de la subiect. Dar în acest moment nu eram în această stare de platou, am vrut doar să recapăt glicogenul în mușchi, să mă refac după 8 săptămâni de dietă, deoarece pierdusem foarte puțin la unele exerciții din forță, dar foarte puțin. Și mă simțeam foarte, foarte obosit, chiar aveam nevoie de refeed și cred că acum este momentul în care o să introduc un refeed de săptămâna viitoare, absolut în fiecare săptămână. Și într-un fel acest refeed este și o unealtă care mă ajută să văd cum se schimbă corpul meu, adică dacă faci o poză cu o zi înainte și o poză după acest refeed, o să-ți dai seama dacă chiar te-a ajutat refeed-ul. Acum să vă explic cum se face încărcarea. Efectiv, trebuie să creșteți numărul de calorii reprezentat de carbohidrați. Adică nu trebuie să creșteți numărul de calorii și acesta să fie reprezentat și de grăsimi și de proteine. El trebuie să fie reprezentat de grăsimi într-un număr destul de mic, deoarece știm foarte bine că grăsimile sunt foarte dense în calorii. Proteinele să fie medii, iar restul carbohidrați. Foarte mulți carbohidrați, deoarece de asta se și numește refeed day. Carba, preîncărcare cu carbohidrați, nu este reîncărcare cu grăsimi sau cu proteine. Nu există un gramaj sau o regulă anume câte grame de carbohidrați trebuie să mănânci sau trebuie să mănânci 600 de grame fix de carbohidrați dacă depășești, nu mai este refeed day. Fiecare corp răspunde în felul lui, adică trebuie să începi mai întâi cu un număr de carbohidrați, vezi dacă te ajută, dacă te umfli. Dacă reții foarte multă apă, înseamnă că este destul de mare numărul și ar trebui să-l scazi pentru următoarea săptămână. Dacă nu, îl crești până se întâmplă această chestie. Să simți că reții apă, să te simți balonat, atunci îl scazi ușor și găsești numărul potrivit. Eu, de exemplu, la 500 de grame de carbohidrați cât am mâncat, m-am simțit destul de bine, adică o să le cresc 100% la următorul refeed day. Cred că o să fie undeva la 600 de grame de carbohidrați. Grăsimile, din câte se poate vedea, le-am păstrat destul de joase, iar proteinele la fel. Numărul carbohidraților a fost destul de mare. Cel mai important lucru, oamenii mei, este faptul că
Refeed day nu înseamnă ziua de trișat, adică cheat day. Nu trebuie acum să vă duceți să mâncați toate prăjiturile, ciocolăți, biscuiți, burgeri, etc. și să faceți un challenge de 10.000 de calorii. Nu, nu în asta constă refeed day-ul. Refeed day-ul este, după părerea mea, un cheat day sănătos, controlat. Adică voi automat trebuie să vă monitorizați tot ce mâncați, pentru ca la finalul săptămânii să rămâneți în deficit caloric. Refeed day-ul are numai beneficii asupra corpului, este sănătos, nu ca un cheat day, în care mâncăm foarte gras, mult zahăr. Nu zic că în acest refeed nu aveți voie să mâncați cereale, de exemplu. O să vedeți că eu mi-am implementat în acest refeed o porție mare de cereale, ca un fel de treat, să zicem așa. Sper că au fost de ajutor sfaturile și acum trecem la mesele pe care le-am avut eu în această zi de refeed day. Haideți să vi le arăt, sunt de-a dreptul gustoase. Dacă vreți să țineți acest refeed day, țineți-l pe cel pe care l-am ținut eu, deoarece a fost perfect. Am văzut rezultate garantate a doua zi și mesele au fost super mega gustoase, fraților.